Deputații USR și cei de la Partidul Forța Dreptei au depus azi în plenul Camerei Deputaților moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății Alexandru Rafila. Săptămâna trecută, guvernul român a anunțat Comisia Europeană că renunță la 740 de milioane de euro pentru modernizarea și construirea 6 spitale. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a promis că proiectele totuși merg mai departe, însă cu bani împrumutați. Vă înmânez în numele deputaților USR și deputaților independenți de la Forța Dreptei moțiunea simplă intitulată Ministrul Rafila, turistul leneș și cinic care lasă România fără spitale. Depunerea moțiunii simple împotriva lui Alexandru Rafila vine după ce USR a depus o cerere către biroul permanent al Camerei Deputaților pentru ca ministrul Sănătății să vină în Parlament și să explice tăierea 740 de milioane de euro din PNRR pentru noi spitale și dotări. De asemenea, parlamentari și membrii USR au mers marți și la Ministerul Sănătății pentru a-i cere demisia lui Alexandru Rafila și ca guvernul PSD-PNL să nu renunțe la banii europeni pentru spitale. Săptămâna trecută, guvernul a anunțat Comisia Europeană că renunță la 740 de milioane de euro pentru modernizarea sau construirea a 6 spitale. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a promis că proiectele totuși merg mai departe, însă cu bani împrumutați. Alexandru Rafila spune că lista a fost întocmită în baza unei analize de risc ce a fost realizată de experți ai Băncii Mondiale și ai Comisiei Europene. Printre criteriile luate în calcul, spune ministrul, cel mai important a fost riscul ca lucrările să nu fie finalizate până în iunie 2026, data limită stabilită prin PNRR. Citostaticelor, avem oameni care își cumpără morfina, au ajuns să-și cumpere morfina. Avem cea mai mică supraviețuire a pacientului cu cancer din România. Adică orice întârziere, orice dezastru și neajuns al ministrului Rafila se traduce în vieți pierdute. Dacă vorbim de serviciu de ambulanță din România, da? 40% din parcul auto din România are mașini care au parcurs mai mult de 500.000 de kilometri. Orice misiune în care pleacă medicii, asistentele, lucrătorii de pe ambulanțe, reprezintă un risc. Absolut toate serviciile de ambulanță din România au manageri interimari care stau un pic sub ministrului Rafila din 6 în 6 luni. Nu-i veți auzi vorbind despre aceste lucruri, pentru că depind de numirile ministrului Rafila. Am să închei prin a spune foarte clar, ministrul Rafila nu mai reprezintă o soluție pentru sistemul de sănătate, a devenit parte a problemei, putem continua lista de eșecuri, o veți auzi pe deplin la moțiunea pe care am depus-o și eu sper ca PNL să iasă din această tăcere complice și să nu mai fie parte a acestui dezastru pe care ministrul Rafila l-a adus sistemului de sănătate din România, poate cel mai mare din ultimii 30 de ani și putem contabiliza multe dezastre. Repet, ele se traduc în vieți pierdute, în suferință inutilă, în lucruri care pot fi făcute, dar toate se află la intersecția nepăsării, a imposturii, a incompetenței, până la urmă a ticăloșiei, patronată în acest sistem de ministru Alexandru Rafila. Bună ziua! Parlamentarii Forța Dreptei au semnat moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății Rafila. Atunci când pierzi 740 de milioane de euro pentru spitale, bani nerambursabili din PNRR, trebuie să pleci acasă. Nu există nicio scuză pentru acest eșec al guvernului PSD-PNL. Miniștrii Sănătății și ai fondurilor europene, Alexandru Rafila și Căciu, trebuie să plece acasă. Acest mesaj aș fi vrut să-l aud din partea partenerilor de coaliție a acestor miniștri, ai liderilor din teritoriu, ai liderilor PNL de la Alba Iulia, care au pierdut spitalul de oncologie de la Alba Iulia prin pixul lui Alexandru Rafila, ai liderilor de la Brașov, care au pierdut spitalul de boli infecțioase, ai liderilor de la Ilfov, care au pierdut secția de ginecologie de la Buftea, ai liderilor de la Constanța, care au pierdut secția pentru sănătatea mamei și a copilului de la spitalul de urgență din Constanța, ai liderilor de la Vrancea, care au pierdut finanțarea pentru spitalul județean de la Focșani, și ai multor altor lideri PNL care continuă să ia parte la această cârtășie nocivă pentru sănătatea României. Ceea ce
a făcut ministrul Sănătății Alexandru Rafila prin tăierea banilor europeni pentru spitale este o crimă împotriva sănătății românilor. Într-o țară în care mamele nasc pe trotuare, într-o țară în care o mamă strigă n-am aer și nimeni nu aude și moare în spitalul județean de la Botoșani, e clar că sistemul de sănătate din România este bolnav, iar principalul medic al acestui sistem este vinovat de malpraxis în gestiunea fondurilor europene și ministrul Alexandru Rafila trebuie să plece acasă. Prin PNRR, România a avut o alocare de 1,7 miliarde de euro pentru infrastructura spitalicească. Ceea ce nu se spune foarte clar este că această tăiere de 740 de milioane de euro înseamnă o tăiere de 75% din fondurile europene nerambursabile pentru spitalele din România. Pentru că din cei 1,7 miliarde, 1 miliard de euro era pentru infrastructura spitalicească și iată 740 de milioane de euro s-au pierdut. În condițiile în care acest guvern demonstrează că este incompetent, nu este în stare să ducă la bun sfârșit acest plan de țară pe care România l-a negociat în timpul guvernării liberale conduse de Ludovic Orban, este clar că trebuie să plece acasă toți miniștrii responsabili în frunte cu prim-ministrul care conduce acest guvern de incompetenți, Marcel Ciolacu. Da, dacă sunt întrebări. Deputații USR și cei de la Partidul Forța Dreptei au depus azi în plenul Camerei Deputaților moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății Alexandru Rafila. Ministrul Rafila, turistul leneș și cinic care lasă România fără spitale, a fost una dintre declarațiile de mai devreme. Continuăm și cu alte subiecte.